Familia Cabor, alcătuită din 10 persoane, dintre care 8 copii, se luptă zilnic cu sărăcia. Soarta nu a fost prea darnică cu ei, punându-i la grele încercări. După ce furtuna de la finele lunii septembrie le-a distrus locuința, cu toții au scăpat ca prin minune din ghearele morții. Rămase fără cămin și fără liniște, cele 10 suflete sunt nevoite să supraviețuiască cu doar 360 de lei pe lună, bani ce provin din alocațiile copiilor. Înduioșată de drama familiei, o rudă le-a oferit un adăpost temporar. Pe lângă teama de a nu rămâne din nou în stradă, familia Gabor își făcea griji și pentru iarna ce va veni, deoarece nu avea cu ce să se încălzească. La inițiativa Litoral TV, reprezentanții redacției și-au licitat obiecte cu valoare sentimentală pentru a ajuta această familie. Aș vrea să donez în seara aceasta rucsacul cu care eu am făcut pelerinajul Camino Santiago de Compostela. Este un rucsac care a văzut mai mult de 4.000 de kilometri pentru că a făcut acest Camino de mai multe ori. L-am dăruit prietenilor care au plecat după mine pe Camino. Este un rucsac plin de aventuri și probabil că cei care îl vor purta vor avea, eu știu, o experiență tot atât de miraculoasă, aș putea să spun, cum a fost și pentru mine. Oameni cu suflete generoase au fost impresionați de drama familiei din localitatea Sinoe și au oferit ajutor. Pentru că Moș Crăciun există, în cadrul galei umanitare Litoral TV dăruiește, familia Gabor a primit alimente și bani ce le vor asigura un trai decent, măcar pentru o vreme. Anul acesta, copiii familiei Gabor simt cu adevărat spiritul sărbătorilor de iarnă.